Mai avem o piesă pe care o dedic mamei mele. Dacă puteți să faceți un pic de gălăgie și aplauze pentru mama mea. Am visat piesa acasă, stilistic vorbind. Eu piesa asta îmi doresc să o orchestrez așa de peste 10 ani. Eram toți rupți în sala de repetiție, era 2-3 noaptea și Irina avea doar refrenul făcut cu niște armonii. Andrei a venit cu partea di-da-di-da, care pe mine m-a spart, zic, e perfect, nu mai trebuie nimic altceva, gata. Și s-a născut piesa acasă. Am și acum voice-ul pe telefon, pe care l-am trimis lui maică-mea la 5 dimineața să zic, uite ce piesă am făcut azi noapte. Cred că am cântat-o de 60-70 de ori până acum. De fiecare dată când o cânt, trăiesc cu aceeași intensitate aceleași sentimente pe care n-aș putea să vi le descriu. Dar cumva se trezește dorul de casă, cum spune și piesa. Ea a cântat ultima piesă acasă, cred că se numește, dedicată mamei ei. Am început să plâng acum pentru că trăiesc în străinătate și ascultând melodia asta, mi s-a făcut dor de casă. Mi s-a plâng. Pot să spun că e o evoluție pentru că se vede ceea ce trăiește ea și cred personal că exact ceea ce trăiește atunci când cântă este un proces în care se dezvoltă ea și ne dezvoltăm și noi. Mulțumesc, Irina, pentru tot și că mi-a fost mereu alături, chiar dacă nu-și dă seama.